Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Dacă poate nu toată lumea cunoaște celebra frază hamletiană că e ceva putred în Danemarca secolului XVII, la sigur orice moldovean simte pe propria piele că e ceva putred în Moldova. Pentru pensionari, sistemul de pensii. Pentru cadrul didactic, sistemul de salarizare. Pentru agricultori, sistemul de subvenționare. Pentru oamenii de afaceri, sistemul de impozitare. Pentru noi toți, sistemul de justiție și cel de prestare serviciilor. De unde s-a stabilit că e ceva putred și în sistemul de medicină prenatală, adică a medicinii care are menirea să supravegheze femeile însărcinate. În orice caz, așa consideră peste 80 de mame care au avut de suferit în timpul sarcinii de pe urma interacțiunii cu sistemul medical de la noi din Republică. Chiar dacă nu 80, zicem noi, chiar dacă mai puține, Chiar dacă numai o femeie însărcinată a avut de suferit din cauza neglijenței, ori a incompetenței medicilor, deja e grav. E grav pentru că are de suferit nu numai mama, dar și, la sigur, în primul rând, pruncul, care ea îl poartă la inimă. Pruncul oare cu ce se face vinovat? Ne întrebăm noi, dacă el nici nu a reușit să vadă măcar lumina soarelui. Din păcate, nu mai vorbim despre păcatele acestor oameni. Păcatele omului încep odată cu venirea lui în lumea noastră, cea nedreaptă și anapoda. Rese că noi, cu voi, cu voie, ori fără de voie, pedepsim cea mai curată ființă, pruncul încă nenăscut. Președinți, miniștri, oficiali de tot rangul, medici și oameni simple, noi toți am fost născuți de mame însărcinate. Am avut soții însărcinate care au dat viață copiilor noștri. Avem fiice însărcinate care ne vor aduce pe lume nepoți. De ce admitem să ne batem joc noi de noi înșine și de viitorul nostru? Nu numai în Moldova e ceva putred, e putred ceva în sufletul nostru, dacă permitem să fie atacat cea mai diafană și neprihănită ființă, pruncul, încă nenăscut, dar care deja are inimă, care bate în ritmul inimii femeilor însărcinate. O temă dezbătută la începutul zilelor acestui an, 2018. O temă care doare, dar care astăzi vreau să o abordez și într-un alt aspect un pic. Invitații din studioul nostru este sunt Olga Bătcă, cu autoarea petiției, care pe, la începutul săptămânii a fost prezentată și cu istoriile a 98 de femei, istorii care înspăimântă după, care, după ce le citești, coordonator de proiecte Credo. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara. Domnul Iurie Donduc, directorul Spitalului Municipal numărul 1, Municipiul Chișinău, conferențiar universitar, specialist principal al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în domeniul obstetricii și ginecologiei. Bună seara și bine ați venit. Vă mulțumesc că ați găsit timp, da, pentru că sunteți da. foarte ocupat zilele acestea. Cu siguranță ați răspuns la multe întrebări și mai aveți de răspuns. Dar, cum vă spuneam, în această emisiune vreau să atingem și un alt aspect care, din păcate, după valul luat în urma acestui, acestei întâmplări, se cam prevede a fi mai complicat și mai grav pentru întreg sistemul medical și aici trebuie să fim foarte atenți la detalii. Detaliile, până la urmă, uneori fac mult mai mult decât niște lucruri decise la repeziciune sau la, pentru a demonstra societății că se fac niște lucruri. Cu dumneavoastră, oră, doamna Bâtcă, vreau să încep să-mi spuneți, da, aici vreau să vă zic că am fost astăzi cu echipa de filmare în mai multe policlinici și spitale ca să vorbim cu cadrul medical, să vorbim cu medicii în special, că am vrut cu tot din adinsul să iau și părerea celor care sunt colegi de breaslă, cu cei care au fost pedepsiți, cu cei care au avut interacțiuni cu Ecaterina, fata care a pornit acest val, foarte greu am ieșit, oamenii veneau la dialog cu noi, nu știu din ce cauză, dar până la urmă am găsit oameni pe care eu îi consider oameni cu literă mare și medici adevărați, despre care pot să spun ore în șir lucruri frumoase, care ne-au răspuns și vom avea astăzi un reportaj. Asta vă spun dumneavoastră, daștele spectatori, și dumneavoastră că să știți ce mai avem astăzi în emisiune. Spuneți-ne, acest lucru care s-a descoperit, această fată, e Caterina, care a vorbit și nu i-a fost frică să vorbească, este târziu sau prea devreme? Sau ia la timpul nepotrivit? Sunt niște istorie pe care le-am citit și eu, doamna Bătcă, și mi-au trecut fiorii. E adevărat, doare foarte mult ce se întâmplă în unele cazuri în sistemul nostru medical. Dumneavoastră, cum apreciați tot valul acesta pornit acum? de mai multe puncte de vedere, dar ele sunt aproape toate din punctul de vedere al drepturilor omului, dreptul femeii, copilului și de aceea această viziune este un pic incomodă, poate pentru medici. Deci ar fi bine ca în cursul emisiunii să ajungem și la soluții, să vedem cu ce soluții ne putem veni, să, să nu fim așa pe baricade și confruntare, unde am văzut chiar și comentarii pe Facebook astăzi. Uh, ea a vorbit și pentru noi este un caz unde ea a vorbit la timpul destul de potrivit destul de potrivit deoarece dacă pentru sine n-a oprit acel un șir care se apreciază ca orori, ceea ce a simțit e oroare, un șir de erori, ceea ce din punct de vedere medicilor, care se califică diferit, din punct de vedere diferit, Uh, dar totuși uh, pentru altele iar ar putea opri, s-ar putea schimba ceva în sistem. Chiar dacă noi avem chiar jurnaliști din domeniu care spun că nu, nu a schimbat, nu au mai fost așa cazuri. Eu totuși cred că de data aceasta ceva se va schimba. De aceea noi numim, să venim cu o calificare și cu ce noi lucrăm să explicăm, deoarece Asigur, că al nostru sector de semne este foarte criticat, mai ales în ultimul timp și asigur că și noi avem cazuri și noi avem oameni diferiți. Dar totuși, noi numim o să avertizor de integritate. Uh -huh. Și iată, anume faptul de a vorbi și de a opri o încălcare, fie ea etică dar mai ales ce ține de dreptul omului anticorupție și una de amploare, una care poate schimba vieții multor oameni. Fie, fie opri alte încărcări în șir, aceasta se încadrează și este persoana considerată de bună credință, noi o credem, până în momentul când nu avem probe contrare. Uh -huh. La prima deja verificare, prima verificare a fost primul comunicat și a doua verificare a fost acea comisiei, avem deja două verificări a faptelor, în care coincid în mare parte sau în toate ceea ce a zis Ecaterina. Deci noi vedem o relatare foarte coerentă și dacă noi lucrăm cu documente, dar lucrăm și cu oameni, deoarece organizația mea poate cu beneficiare lucrează mai puțin, dar iată în acest domeniu, da, noi lucrăm cu beneficiare acum. Și este foarte, eu văd una din relatări cea mai coerentă din toate care am auzit și văzut. Ea probabil deja de multe ori acest șir de evenimente, probabil și la petrecut. nu pot vorbi în numele ei, nu suntem puternicite, dar tot acel val de ură care s-a pornit, atât din neîncredere, poate, pentru unele persoane, de ce a spus, cum a spus, de ce acum, și dar și ură din altă parte față de Medici, noi am fost nevoiți ca o echipă de câteva persoane să o susțină și să o asiste în diferite moduri. Mm -hmm. Și asta e tot ce pot spune, deci nu pot vorbi numele ei, dar ceea ce pot spune, poate peste unul, unul, doi, venim cu mai multe detalii. Și dacă sunt persoane care au vorbit și ele simt acum cumva persecutate, un cuvânt dur, dar cumva intimidate, vă adresați la noi, Olga Bât, că mă găsiți pe Facebook sau la Credo, mă găsiți, scrieți e-mail, fi sunați și mă găsiți eu. Ne străduim, de asemenea, să vă, să vă aducem această asistență. Deci, cine ea este pentru noi? Dacă am vorbit la timp, ea este un avertizor. Un avertizor de integritate, este un usur și da, noi o susținem, da, noi o credem și acest caz are foarte multe componente în afară uh -huh. de drepturile omului și anticorupție și ce etichete încă mai punem, nu cele care, care sunt neapărat pe rețelele socializare, dar de fapt sunt alte etichete profesioniste, este că din punct de vedere a dreptului omului noi am vorbit de violența obstetricală. Deci care e mai mult decât o încălcare etică, nu doar încălcarea etică, este și o violență obstetricală, doar ce este aceleși categorii de, de, femei, în aceleși condiții se întâlnesc cu același tip de, de violență, același tip de, da, mm -hmm. de cuvinte anumite, care se seamnă foarte mult de la un caz de la, la altul. da, 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 în caz repita. la altul și noi vedem că doar femeile, da, și noi vedem că de fapt uneori chiar tații sau cei care însuțesc, care, poate ar putea acolo să fie, dar nu el oarecum e înlăturat și oarecum ea rămâne singură, oarecum... Deci, aceste momente iată o așa abordare, acea a violenței o și a dezumanizării actului medical. Când actul medical poate și se face corect, dar noi vedem că în multe cazuri, într-un șer de cazuri, avem impresia că nu chiar corect, dar chiar și atunci când actul medical se face corect, noi vedem că în ultimele zile uh, deja e pus un fel de diagnoză, mă scuzați de când uh -huh. dar e pus un fel de diagnoză destul corect. Unde este empatie? Unde este umanitatea? Și iată aici este foarte corect calificarea când noi vorbim de dezumanizarea actului medical. Deci este nevoie, chiar dacă persoana este foarte greu, dacă eu cred că persoana totuși care nu ar suporta anumite strigăte în așa situație, dacă ea nu suportă, eu cred că aceasta nu ar trebui să se răsfrângă asupra pacientei, eu cred că în sistemul medical sunt foarte multe hai să spunem posturi în care dacă simți că iată poate nu, nu suporți mm -hmm. cred că cumva s-ar putea schimba situația sau postul discuta cu superiorul ierarhic și să fie schimbat. Și acum să nu stigmatizăm doar Moldova e un fenomen a violenței obstetricale care există în mai multe țări. În Europa de sud de, de exemplu, în Italia s-a ridicat întrebarea. În, în Franța se ridică întrebarea uh, câte acte medicale medicalistice care facem și dacă nu sunt făcute în plus. E un pic uh -huh. alt ceva. Abordare. Dar abordarea, da, dar și ea este interesantă, abordarea și ea este cazul de pus. Și uh, uh, în, în alte țări am observat țări latine multe uh -huh. din genul Brazilia și ceva de, de semne spune Și Organizația Mondială de Sănătate ce are aceste rapoarte în care se discută despre această mm. umanizare deja, actul mm. medical și uh, ce este deci, de făcut. Deci, până la urmă, este în beneficiu ca să ajungem da. la un sistem medical umanizat, dar și nu. Cazul doar este ca un mecanism deci, de pornire. Noi avem presiunea că suntem pe un topogan, și unele persoane au mers pe topogan. acesta prea, prea departe. Deci ar fi bine să, să vectorul să fie schimbat, să mergem spre umanizarea acestui act Am medical. Înțează. Și uh -huh. sunt, uh, haideți să nu stigmatizăm doar Moldova a, a doi, deja în privința altor chestii, în privința anticorupției în special, e cazul Europei, Europei de Sud, unii părți. Deci, începând cu Ungaria, taxe informale există și acolo, dar, în special, începând cu Ungaria, România, atât în educație, cât și în medicină, noi avem un volum mare de taxe informale care se colectează, dar, în România, unica ce a omis, mulțumesc la toate mass de ce suntem aici, cu tot spectrul mass media, toată societatea civilă s-a unit, atât în, în prința taxe informale, în, uh -huh. când noi am făcut campania în septembrie, cât și acum. Dar, ce s-a omis din partea masmediei este acel caz în România, unde, unde au fost insulte în priința unei în timpul în timp ce naștea, Și atunci societatea s-a unit să o apere și ea a fost sancționată. Mm -hmm. am, am înțeles Da. Deci uh, aceste uh, cazuri uh, sunt și în țările vicine uh, Pentru că acum și domnul domn ne-a neapărat trecem și la dumneavoastră că înțeleg timpul, uh, ne impresiază și avem foarte puține și vreau foarte mulți și, și la dumneavoastră să întreb dar aici o mică uh, precizare uh, în urma uh, prezentării acestei declarații instituțiilor și autorităților uh, au trecut două zile, ce reacții aveți? Știu că au fost reacții de la CNA și vi s-a uh, adus chiar și argumente uh, foarte că vor lua neapărat în uh, vizor tot ce înseamnă medicină și vor elabora și un proiect uh, și vor merge mai departe da. ca să vadă și linia verde s-a deschis ai, uh, da. reacții neapărat da. după ce ați prezentat cu toții această deci, declarație. cine sunt, am ajutat un pic cu unele politici în educație, am contribuit am avut o parte de contribuție, un pic în special unde acolo anticorupție, educație dreptul omului erau toate împreună ne-am străduit să venim cu această viziune dificilă a drepturilor copilului, care nu este evidentă pentru... Da. și de asemenea, e foarte ușor deja în educație, noi venim cu propunere, am lucrat câțiva ani acest, dar vom lucra și medicina. și dacă am ajutat cu educația și medicina și am venit și cine a văzut acele, sunt foarte multe propuneri, de fapt, din toată țara, care organizația mi-a venit, cu care au venit multe alte organizații. Și noi le-am le inclus, cu noi, noi am lucrat cu ei în atelier și am inclus, dar tot și atelierul a fost făcut pe educație. Și acum ar fi bine să lucrăm pe medicină. Acum întrebarea, uh, ok, cine le cunoaște că noi lucrăm cu dâns și este evident reacția cinea. Dar ce s-ar cere? Faptul că uh, s-a instituit destul de repijorul o linie, dar ea nu este atât de verde cât noi am dorit. Linii verde sunt cu numeri foarte simple și gratuite. Uh -huh. Dar ea ar trebui să existe. Apoi, registrul. La cine este registrul? Ok, el este la superiorul ierarhic, da? Am înțeles. Șeful de secție, da? Corect? Deci, ok. Uh, sunt niște măsuri urgente, deoarece noi vorbim de acea linie și este aceeași subiect al avertizorului de integritate. Avertizorul de integritate există un om cum el dă alerta? Cum el dă alerta? El sună? El scrie? Cum? Cum el o dă? E pe e-mail? Deci este foarte important și în proiect de lege să fie el anonim. Facem așa o paranteză dacă avem timp, revenim. Dar totuși uh, uh, noi avem un cer de măsuri care sunt evidente în anticorupție și dreptul omului. Dar pe noi ne interesează și noi suntem la răscrucea acestor domenii complexe. Dar pe noi totuși ne interesează. Dar ce măsuri noi putem avea în puls și este foarte da. interesant să, să discutăm noi toți împreună ca medicii să simtă Că totuși eu n-aș vrea, și mă simt atacată chiar și de unii colegi, este și colegii, ca să fi, fim corecți, înțelegi că eu în, în ceea ce eu trimit în propuneri și ele vor fi pe site, uh, iau un pic de timp prelucrare, inclusiv din cauza că uh -huh. am fost și eu pe la mie astea, uh, din cauza unui diagnozi pus în corect un an urmă. Deci uh, dați da să vedem faptul că totuși... Uh, Prima ce am pus eu, am pus ridicarea salariilor și la profesori și la medici. Și, la medici. și totuși să vedem că eu nu, Una nu, ar fi eu nu e sunt dușman, te, dar cert ca că să fie o altă atitudine este da. ridicarea salariilor da. la medici. Dar cert că ce, dacă noi ne poziționăm pe cea a, a drepturilor omului, abordare, cert că este incomodă, complexă și dificilă și anticorupție, cert că se cer, ce noi cerem, noi cerem măsuri în plus la cele evidente, măsuri în plus. Deci noi am descoperit ceva ce nu neapărat știam înainte, ce bănuiam, Uh, eu probleme de medicină le descoper un pic câte un pic, în măsură ce eu de să acestor servicii, cu plusuri și minusuri pe care eu le văd. Am înțeles. Și iată, acum este momentul da. să cerem soluții extraordinare. Domnul Dunduc, spuneți-ne, bine, s-a discutat foarte mult zilele acestea. Soluțiile care ar fi eficiente și în urma cărora, cum ziceam eu la început despre valul acela, ca să nu ajungem în situație când oamenii care cu adevărat activează cu dăruirii de sine în sistemul medical, acum au ajuns să fie măturați sau incluși în tot acest văluc și atitudinea față de medic poate să iau o întorsătură negativă. Deci vine, clientul, vine pacientul și spune, păi, dar ce se vorbește în Moldova de Spre medici. Nu e adevărat, sunt medici onești, sunt medici care își poartă numele cu mândrie și lucrează ani de zile în domeniu și ei nu ar trebui să ajungă aici. Deci să facem ordine în uh, medici între medici să facă. E, și care ar fi soluțiile? E, e, e foarte interesant sloganul acestei emisiuni, cu noi, despre noi și îmi pare că dumneavoastră, după cele întâmplate și foarte mult mediatizat, parcursul practic la două săptămâni unde mai mult uh, s-a uh, relatat despre niște insatisfacții, despre niște momente negative, mai probabil că sunteți în primul post de televiziune care încercați să altfel să se priviți la aceste evenimente, de ce ele se întâmplă și ce trebuie să facem noi în continuare și a cui, unde este unde este problema, în ce constă problema, în sistemul de pregătire cadrelor medicale, în condițiile de activitate sau există alte cauze care provoacă asemenea momente neplăcute. Și dumneavoastră s -a început de la ceea că este dreptul superior a mamei, este dreptul superior a fătului care se află intrauterin la o atitudini și la o respectoase și corecte. Și eu voi spune dumneavoastră că probabil trebuie să ne uităm din mai multe aspecte. Și dacă ne uităm la întreg sistemul medical, cine activează în sistemul medical? Preponderent activează femei. Tot cele care sunt mame, tot cele care au născut, tot cele, în, dacă vorbim despre, despre medici, în 75-80% sunt femei, dacă vorbim despre personalul mediu de specialitate, asistente medicale, moașii, eu vorbesc nu numai de cei care activează în maternități, dar în genul în sistemul medical, în, în 99 și 9 sunt femei, dacă vorbim de personalul mediu, așa numit, infirmieri, în 100% sunt, sunt femei, adică tot cele care singure au trecut prin și se confruntă cu mai multe greutăți, fiind ca mame, fiind ca soții, fiind... E, asta Bine, domnul duc și de da. ce atunci da. acești oameni de... ajung să facă lucruri atât de oribile pe de care le-am citit noi în, în aceste 98 de istorie? Iarăși, dumneavoastră, a început să spuneți tot de la început că ceva e, este probabil că este putrid. Eu, de mult, activez în acest sistem și am lucrat cu totul în încă 20 de ani urmă, cu tot în alte condiții și în alte principii. Sistemul de prestări servicii mame și copilul s-a schimbat în Moldova radical. acest lucru s-a început la sfârșitul anilor 90 și s-a finisat undeva la mijlocul anilor 2000. s-a fost creat așa numit sistem regionalizat de asistență medicală pirinatală care privede apropierea serviciilor practic de fiecare cetățean care se află în, în Republica Moldova, indiferent în, în care localitate el vor fi. Au fost create instituții de, de, de trei nivele, au fost pregătite cadrele medicale, au fost înzistrate, Foarte mult am, am muncit, am avut susținere de la partenerii externi. Drept urmare, calitatea în mijloci. actul medical s-a schimbat radical și noi spune că era bine atunci la cândva în alt sistem, nu e sovietică, dar atunci era foarte mare morbiditate, foarte mare era mortalitate și datorită acelor restructurări care s-au efectuat, noi ne apropiem de indicatori, nu mai teme să spune, de cei europeni cu potențialul existent, cu cadrele care le, le avem, de ce? De, de ce e că anumiti s-au făcut foarte mari investiții nimijlocit în actul medical, în tehnologiile medicale. Păi, făcut în domnilor, instruire, în instruire și na? Probabil Așa. și probabil că toate, probabil că intimiate niște nemulțumiri, în satisfacție pacienților, care au fost incluse și în această petiție, care s-au avut loc și 10 ani în urmă, și 7 ani în urmă, mă rog, dar acum sunt alte posibilități, e foarte bine că persoanele se expun, ele mai mult se referă nu la rezultatele în mijlocit a tratamentului, a rezultatelor clinice, dar la atitudine, atitudine. la informare, la comportament, înseamnă că Aici, ceva, aici este aici ceva este la Problema mijloc. Și iarăși. El se referă cum la medici, așa, foarte mult se referă și la personalul mediu de specialitate, așa și la în firmiere. Dar cine sunt aceste persoane? Toți sunt membrii societății noastre, și tot sunt în. în în, în, în societate. Bine, și cum trebuie să Credeți ce? că aceste acțiuni care au fost făcute după conferința de presă, în care și dumneavoastră ați fost participant, hmm. mustrări, ca să i scoată din funcții, va da un folos, va avea un rezultat? Eu voi spune dumneavoastră pe parcursul Trebuie în, mi, mi pare că e în e necesar altceva. Medical este creat o niște regulamente foarte stricte referitor. Fiecare instituție se autoevaluează. Există un sistem foarte bine de eh, analiză petițiilor, eh, de comunicare cu cetățenii, într-o instituție și... Deci instituțiile mereu și... noastre nu se autoevaluează. Nu, există. Eu vă spun, cei ce au fost Poi, încă de 10, ce... 10 ani în urmă. De ce sunt aceste cazuri? Eu vă e... spun, ele nu sunt în creștere. Ele nu sunt în creștere. Dacă noi le analizăm, noi nu avem, o, de exemplu, o dinamică în creștere. Pur și simplu, Acum. deja sunt alte posibilități, inclusiv și prin mas media, prin rețele de socializare. Da, uh, Domnul, uh, văd că dumneavoastră puteți interveni, avem o emisiune de dezbatere. Mult deja de ei. Să vorbește, nu, dar... chiar acum, domnul Dănduc, vreau să zic și să mă audă, de. și telespectatorii. Chiar mi-e interesant. La Ignatenko am stat recent cu copilul în spital, și acu, după ce am mai e, revenit odată cu. și la recepție a fost un caz neplăcut. Nu vreau de. să dau nici nume, nici să spun ce s-a întâmplat, de. și eu am scris în carte de, de. de nemulțumiri. Chiar vreau să văd, va fi analizat asta, pentru că e un mecanism care dumneavoastră ziceți că ar trebui de. să lucreze. Fiecare instituție medicală, în fiecare secție, întreg teritoriul Republicii în Moldova, există aceste condici de reclamații în conformitate cu legislația în vigoare, oricare înregistrare în această condică trebuie să fie în cel mai rapid timp examinată nemijlocit de conducătorul instituției. Trebuie să iei măsuri, aici există un sistem foarte bine de control. La noi Republică, lucru cu petițiile, prim, oricare evaluare care vine în instituții, în primul rând, euh, analizează euh, petițiile. la spital numărul 1, analizați uh, și e, Nu că analizăm, există un sistem să luăm da, și da. da, Există da. un sistem întreg. Da, Dacă dumneavoastră cum da. să... Dar foarte mulți... Dați să vedem cum... da. ce nu e așa și ce eu, nu eu, crează. Eu vă spun ce dumneavoastră, dumneavoastră a spus foarte bine, ce trebuie să facem. Da. Noi am mai enunțat aceasta, vrem să și... Spitalul unde activez eu ar, este disponibil chiar de ziua de mâine să activăm pe un slogan Spital deschis societății civile. Uh -huh. Vă explic ce înseamnă acest lucru. Ceea ce există în, în, mai, multe, în mai multe țări și noi pur și simplu trebuie să preluăm experiența. Însă, reprezentanții societății civile, cine sunt ei? Asociații, ONG-uri trebuie să aibă liber acces în instituții. Desigur că el trebuie să fie într-un în, într știu, contract de colaborare unde trebuie să aibă acces să e, între în instituții, în, în secții, să discute cu, Eu cu, cu, cu acest pacienții, acest chiar, chiar doresc să discute cu pacienții, acest, da. să vadă în ce, cum activează personalul medical. Sunt niște principii și instituția mm -hmm. noastră este gata chiar mâini să înceapă ah, acest lucru și nu numai noi, noastră instituție. Da. Ah, și atunci, da. și atunci da. am putea, din interior, să vedem mm -hmm. cu ce se confruntă aceiași aceleși lucrători medicali când Că regulă, lucrează 24 de ore, apoi aceeași asistentă medicală, nu vorbim de salariu, avem ceea ce avem, că nu, remunerarea este cea care este în Republica Moldova. Și apoi să întâlnești cu problemele la domiciliu, în familie, în societate, mă înțelegeți cum, adică trebuie să înțelegem și ea. Am am înțeles, da, să da, vedem ce nu așa, luăm de la capăt. Deci, da. eu cred că totuși este sau nu este așa o bună practică pe psihotare, dar totuși, pentru, știu că pentru poliție există, pentru pompieri și așa mai departe, ar fi bine totuși un serviciu să fie, fie externalizare. Să fie achitarii, să fie un psiholog din afară să vină, fie acolo pe loc să fie un psiholog și fie o dată pe lună, fie la, la cerere, de exemplu, criză, ceva s-a întâmplat, dar eu cred că același personal și medic are nevoie de această asistență psihologică. Noi vedem o cărădare foarte mare psihologică lor, foarte multe frustrări acumulate. Eu asta aș spune și despre procuror și educatori. Deci sunt, iată așa, profesii care foarte mult sunt în contact cu oameni și cu multe situații de criză și cu multe situații nu neapărat pozitive. Eu, de exemplu, am un lucru unde eu pot să mă îndrept spre mai pozitiv, mai negativ. Eu, și de ce eu continuu să lucrez, deci am o numită... Deci, da, deci eu pot, da, pot să văd în ce măsură merg, spre sau spre. Nu, ei nu pot. Deci ei iată așa cum vin și nu pot gestiona. Deci ea ar fi bine, da. În afară de asta, pacientele. De exemplu, în Franța există două consilieri una medicală era alta psihosocială, înainte de, de avort. Și dacă avortul e în urgență trei zile, dar în aceste trei zile pot să reușească cumva, de asemenea, aceste consilieri să le facă. Când e urgență foarte mare, probabil nu reușesc, pot să mă interesează. Dar atunci când lucrul de cur, da, fără urgență, ar fi cel puțin două consilieri. Deci una medicală și pentru are un cuvânt de spus. Acolo se verifică consimțământul și informarea în privința ce metode care se aplică uh, medicale, apoi pacientul poate să aleagă deci un, o metodă sau alta uh -huh. ce se întâmplă, Ea vine acasă, dar e doar este necesar să informeze la latitudine ei sau să nu informeze, uh, da anumite persoane, da partenerii cu care a început acel, da? Deci, aceasta este foarte important. Și de ce a apărut a doua? Era doar o psihoconsiliere. A apărut a doua psihoconsiliere care să fie deja, deci, psihosocială. De ce socială? Unde se verifică mijloacele acelei mame și dacă ea realmente, care, sunt, care ar fi soluțiile da, care, deci, care, ar și care ar fi soluțiile Care ar fi soluțiile pentru dânsul alte, alte soluții și se verifică încă o dată cu simțământul. Haideți acum mergem mai departe. Ce, vreau ce să nu Am, neapărat am și reportajul da. să-l punem pe post și revenim la mm -hmm. ceea ce spuneți dumneavoastră. Să, uh, Bine, aici aici reportaj vreau reportaj. să zic că în reportaj mm -hmm. veți vedea medicii din durlești, care, cărora le spun mulțumesc pentru că au acceptat să ne primească. În oraș nu am reușit la nimeni să luăm. Uh, uh, interviu. Vă rog frumos regia să puneți pe post reportajul. Echipa noastră de filmare, astăzi, cu greu, a găsit în câteva policlinici medici care au dorit să ne vorbească. Circulă, din păcate, o legendă, precum că medicii sunt cei mai solidari și mai netrădători unii față de alții specialiști, cum că niciun medic nu o să-l vorbească de rău pe alt medic. Falsă percepție, falsă filozofie. Și asta trebuie să o înțeleagă în primul rând ei, medicii, pentru că vorba vine, o oaie strică toată turma. Cineva se poate supăra pe această comparație, dar dacă, domnilor și stimaților noștri medici, nu o să fugăriți din rândurile voastre pe colegii care vă compromit, chiar că din tagma socială de elită rescați să vă transformați în turmă. Și încă un gând. Pacientul vine la dumneavoastră, domnule doctor, nu în o El vine pentru că e nevoit să vină. Respectiv, dumneavoastră trebuie să tratați, nu ca pe un oaspete, dar ca pe un membru al familiei dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, cum este sistemul medical de la noi din țară? Eu sunt că ceva, unele momente sunt mai buni cum au fost anterior. Unii de momente sunt cu rezervă, greu de spus. După cum am început, sunt rezerve, trebuie de recunoscut, dar totodată pare să mă -mi mie că o întâmplare, poate așa, care s-a întâmplat, nu s-a dus pacienta acolo singur, fără să anunț pe nimeni acolo, a intrat în viciu, și s-a întâmplat ceva, să facă atâta jotaj, atâta probabil că prea fuga asta după senzații, după a arunca mai multe pietre în sistem, să vorbim așa de sănătate. Sistemul de sănătate în țara noastră este, așa cum o știți, cred că și dumneavoastră, aș spune la un nivel destul de bun față de ce era acum 15-20 de ani în urmă. Sigur că ar fi de dorit să fie lucrurile să evolueze cu un tempo mai rapid decât evoluează la momentul de față. Sistemul de sănătate în Republica Moldova din în ultimii ani a suferit schimbări. Cândva era sistemul de sănătate după sistemul sovietic, sistemul mi se pare acum s-a trecut la medicina de familie. Ce ar trebui să se schimbe, să se îmbunătățească în sistemul nostru medical? O o conlucrare între medic și pacientul mai, mai, mai aproape. Practic, pentru noi, de acum că suntem la o vârstă, mă satisfac toate lucrurile. Dar pentru tinerii specialiști care vor să activeze, cred că vor salarii cu mult mai mari. Spuneți-ne, vă rog, o frază din jurământul lui Hipocrates. După câte mi-aduc aminte, una din fraze este: Atât cât mă ajunge forța și rațiunea, să fac prescripțiile mele numai în folosul a, și, a, pacientului și fără o daună oarecare a lui. Esența jurământului peocratic consentă acela că a, medicul jură că să acorde asistență medicală indiferent în ce condiții se află, în instituții sau în alte, să acorde la toți cetățenii asistență medicală, indiferent de cetățenie, să spunem acum, de rasă, de convingere religioasă și așa mai departe. Medice curate ipsum este o expresie latină care se traduce prin doctore, vindecă-te pe tine însuți. Parcă pentru zilele noastre e scrisă maxima. Să nu se supere doctorii noștri, dar mulți dintre ei trebuie vindecați. Vindecați de nepăsare, de lăcomie și de lipsă de responsabilitate. Sigur că nu toți. Majoritatea medicilor își cunosc bine meseria și aplică conștiincios cunoștințele pentru vindecarea bolnavilor. Pentru majoritatea din ei, jurământul lui Hipocrate, Biblie este lege scrisă și nescrisă, îndemn sfânt și de neatins. Din păcate, sunt și rătăciți printre medicii noștri, care percep maladia doar ca izvor de îmbogățire și stoarcere de bani. Pentru dânsii e scrisă maxima. Am revenit în studio, deci avem lipsă de comunicare, un salariu între pacient și medic, salariu mai mare care este necesar în societatea noastră să fie abordat acest aspect ca să mărească salariul medicului și atitudinea. Medicul, până la urmă, nu doar tratează cu diagnoza pe care o pune, dar el mai are și această atitudine, acest zâmbet, această. Și aici vreau să ating o, o, o mică, un mic detaliu. Când am născut eu, m-am confruntat cu două aspecte, și cu cel pozitiv și cu cel negativ. Și aici nu putem să negăm lucrurile care s-au discutat până acum. Pe 13 decembrie, o doamnă... Și aici, cu siguranță, vom vorbi și despre lipsa medicamentelor în instituție. Doamna șefa secției pe asistență medicală mi-a zis: De ce ai venit fără lecoplaster și fără medicamentul care trebuie să-l punem la schimbarea pansamentului? Și asta am citit și la mai multe mămici. Dar, totodată, un mare mulțumesc vreau să spun Veronica e Musteață, doamne anesteziolog care m-a -a, -a asistat în timpul cezare... operației Cezareană. Iată, vedeți? Pozitiv și negativ. Ce trebuie să facem? Cum să ajungem ca să, și, ca să reușim da, până am, la urmă? Am citit opinii, am citit foarte multe opinii pe internet, sigur nu toate, dar cele care le-am citit erau și opinii pozitive despre spitalul numărul 1. Da, spitalul numărul 1, și domn și domn despre domnul despre spitalul... Da, foarte multe și lucruri și câteva, frumoase câteva, despre... câteva erau și erau câteva și despre spitalul de la Bălți. Nu, maternitatea de la Bălți, uh, eu am o istorie pe care am pregătit-o pentru această emisiune, negativie. Olga Mulic, da, ginecologul din această a permis multe erori, a comis multe erori și sunt copii care au rămas și cu. Deci sunt istorie, sunt istorie diferite. Dar da. sunt și pozitive. Uh, vorbim despre faptul că nu sunt de acord că toți indicii s-au îmbunătățit, nu toți. Uh, sigur că indicele de dezvoltare a țării. De fapt, cât dezvoltată e țara, noi la PIB ne, ne uităm acum mai puțin. Deci, 10 ani în urmă, când eu învățam în Franța, ne-am uitat și am fost absolut șocată. Mi s-a dat în primul rând indiciile și mai ales mi s-a tras atenția indicele de morbiditate infantilă în, în Africa și a mamei. Deci, a copilului și jos a mamei. Și am fost foarte șocat, fiindcă credeam că, iată, vă învăța despre capitalism și așa mai departe și despre cifre. Nu. În primul rând, ce ne s-a dat să învățăm la economie la prima diplomă de economie, deoarece am câteva juridice și economice două. Prima ce mi s-a dat, deci eu fiind umanist, da, am crezut că vă învăța despre cifre. Prima ce mi s-a dat e despre oameni. Și oamenii mici care suferă în Africa, în special. Și mine am uitat și la celelalte țări. Deci sigur că Moldova mă uit regulat, el nu este atât de bun, poate el poate fi îmbunătățit, nu, nu este atât de rău, poate fi îmbunătățit la sigur. Uh, și acum să vorbim despre ce, aceste metode, cum poate fi îmbunătățit. Deci un alt indice a dezvoltare este deja apărut acest indice de dezvoltare a țării. Uh, este pe indice deja despre sănătate, calitatea serviciilor, da? Desigur, Moldova nu este printre primele la momentul dat. Dar unele țări despre care aveau probleme, de exemplu, 20 de ani foarte mari, au apărut în top 5, spre mirarea mea, iată acum ultimele zile în unul din topuri, deci e posibil. Da? Uh, și problemele care Moldova atunci nu le avea, le are acum. Ca, ca acea mm -hmm. țară. Uh, una din aceste țări, mie mi se pare personal, a fi Spania, dacă nu creșesc. Eu mm -hmm. promit să devin mm -hmm. mai expert în acest domeniu. Și unul din, din chestii care totuși s-a mărit foarte mult în Moldova, în progresie aproape geometrică este cea anumită, volumul taxelor informale. Deci în educație la un moment dat s-a micșorat două ori, în medicină el totuși s-a murit uh, foarte mult. Uh -huh. Și iată, iată aici noi vom spune că vreau totuși cu etica vreau. și anticorupția nu s-a lucrat. Și cu unele aspecte a dreptului omului nu s-a lucrat. Și a, lucrat. Deci aici a se fost... Văd la punile, și aici apar deci și a, a fost această abordare medicală și aceste indice, fiindcă probabil nu ați lucrat ca să acest indice, să recunoaștem. Și să recunoaștem cu ce nu am lucrat. Deci noi nu am lucrat cu alte aspecte ale dreptului omului de care au nevoie. Care s-au răutățit și, până la și dacă noi vom lucra cu ele, răușie. considerăm că se vom înătăți și acel indice care nu o considerăm pur medical. De fapt, el este un da? Acela indice a morbidității infantile a nu născuților și a domnul domnul Pentru că am vorbit și cu dumneavoastră și înainte de a veni în emisiune, eu vreau lucrul ăsta să spun ca să fie așa, balanța să, să fie egală. Mulțumesc, vreau să zic domnului Gladun pentru toate istoriile pe care eu sunându-l am rugat să, să mă ajute și mi-a părut foarte neplăcută situația când domnul Gladun a fost în public mustrat și i s-a făcut cine până la urmă în instituție. La momentul de față poartă cea mai mare vină uh, șefii, șefii sau uh, până la urmă Știți, din așa, altă parte așa trebuie așa să ajunge. sunt stabilite principiile la noi în Republica Moldova. Ele probabil că vin din alte perioade. Ce, ce nu s-a întâmplat, în primul și în primul, răspunderea o parte um, conducătorul instituției, pe motiv că trebuie să fac un management efectiv, trebuie să depui toate eforturile pentru cei ca să consolideze echipa. Desigur că nu poate o persoană să-și urmărească, cum vorbim despre Institutul Mamei și Copilului, unii sunt peste 2000 de colaboratori, anual stratează probabil cu uneva peste 40.000 de pacienți, dar asta este, asta este situația și probabil cei superiori de la Ministerul Sănătății undeva au și dreptate că trebuie să ceară de la conducători. Dar noi nu, nu cunoaștem cazuri când fii și în alte țări S-a întâmplat ceva și se dă și dimisie, și la nivel de, de uh -huh. ministri, se dă demisia și la nivel de alți lideri. Asta este e, situația și asta este soarta conducătorului. De deci, ce e indiscutabil, eu am spus și în conferința de presă că Institutul Mamei și Copilului a fost și este una din cele mai... E, instituții cu posibilități, cu un potențial de cadre foarte, foarte eh, calificat, cu reușite foarte mari și desigur că s-au mai întâmplat ce s-au întâmplat, dar asta nici într-un caz nu trebuie să micșoreze din încrederea eh, pacienților referitor la calitatea uh, și posibilitățile de pristeri servicii medicale. Duc, acum am impresia că mămicile o să teamă de centru Noi deja am simțit, am simțit aceasta, am simțit și la noi instituții când uh, vin deja pacienții și însocitorii uh, mamelor care vin la naștere, alți pacienți, așa știți, mai tensionați și așa aș spune, puțin chiar și mai... Uh, mai poate duri și mai severi. Desigur că asta creează o tensionare și o, între, între, pacient și, și, medic. Și acest lucru nu este, nu este bine. Că atunci este reușit când ei găsesc o limbă comună și, și că tratează un zânde, și -mă, da, mai mult și, tratează decât <coughs> Și dacă nu merge stare. pe pe, pe această filieră, cred că numai prin învinuiri mm. și e, e nu va fi bine pentru voi venită. spune da. că ceva. Cum credeți? Pe final, cu ce dispoziții s-au aflat chiar și cei din, din Institutul Mamei și Copilul sau alți, alt personal când ei știu ce eforturi depun? nu mai știu cum să discurcă și și aici sunt e, cam numai persicotați blamați, înjursiți în, 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 acum vor fi responsabilitatea este totuși a conducătorului, dar n-am vorbit despre soluții <laughs> am a, vorbit. două soluții totuși rapid este că e, am propus, era așa o discuție și nu, mi se pare o situație că nu-i vina nimănui nu, nu se găsește vina mai ales la copii, la nu născuți. Și, și se ajung și la cazuri de, de amputare, da? Una din soluții ar fi că s-a apărut un an de un an doi un aparat care permite găsirea mai ușoară deci detectarea vinilor. Uh -huh. A, ar fi bine deci că acest aparat să fie cumva testat conform, da, metrologiei, cumva introdus în achiziții și prin filiera achiziții publice să fie nu doar, de exemplu, apropo, lucram cu Centrul Mame și Copilul, cu organizația. Deci aparataj, dat aparataj, mai modern da? și totuși până da. la urmă, Așa că noi nu doar blămăm, noi deja de un timp de ceva, timp inclusiv și ajutăm, venim să ajutăm. Eu simt că această da. temă trebuie și cu, cu o altă soluție, și o altă emisiune. Pentru că o, altă ea este... soluție, o altă soluție rapid este că am observat că noi nu se, fac, nu se efectuează monitorizarea corectă și continuă. Ce se face atunci în străinătate este de fapt, și întrebarea mea dacă asta există în Moldova sau va exista, este un buton roșu pe care se apasă. Am și acest buton roșu, ce mai este, este că mama poate vedea însă și la uza în timp ce este în travaliu, ea vede pe un ecran situația. Da, atât asta la văzut inima, în Israel. Asta atât, am văzut în, în, în Atât la inima uh, feților, uh, cât și mama Și atunci eu, eu am înțeles, de exemplu, eu personal Când în, în palata regine, de Cine există o problemă foarte mare cu inima la copil și de ce mie atenție mai puțin mi se va acorda. Deci am asta e deci o deci să fie vizualizată de toată... de comunicare. Noi nu putem comunica tot timpul când efectuăm un act medical într-o problemă foarte mare și toată echipa medicală era alături. Am înțeles. Se scape fetul. Dar atunci când, uh, atunci când este un ecran, noi vedem toate da, palatele. am înțeles. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă mai invit și la alte emisiuni. Cred că ați luat, dragi telespectatori, informații utile și informații despre uh, unde mergem dacă pășim cu pași prea grăbiți sau uh, pășim cu pași greșiți în schimbarea unui sistem, dar unde mai sunt și oameni care merită să fie lăudați. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară frumoasă, vă aștept marți și vineri la 19.00, noi despre noi.